Directorul Casei de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a explicat care sunt pașii de urmat. Pentru crearea unui cont online, vizitatorii trebuie să citească descrierea fluxului de creare utilizator și să-și exprime acordul pentru condițiile de utilizare a portalului Casei Naționale de Pensii. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont. Pentru identificarea unică a utilizatorului este necesară completarea formularului de creare cont. Toate câmpurile marcate cu steluța sunt obligatorii și salvarea cererii nu este posibilă dacă acestea nu sunt completate. Datele introduse trebuie să fie conforme cu realitatea. Intri pe secțiunea De ce să-mi fac cont, completezi formularul cu datele de identificare, nume, prenume, carte de identitate, cod numeric personal, adresă de domiciliu. Informații detaliate pentru completarea fiecărui câmp al formularului se obțin prin apăsarea butonului Ajutor. Se apasă butonul de finalizare formular. După finalizarea completării formularului, se apasă butonul Print pentru a putea fi semnat holograf în original pe hârtie. Te vei prezenta personal cu cererea semnată la Casa Județeană de Pensii Suceava, împreună cu actul de identitate în original și copie, iar cererea va fi procesată și aprobată la nivelul Casei de Pensii. După aprobare, îți vor fi transmise datele de acces, nume utilizator și parolă, pe e-mailul specificat în cerere.